spectaculos din această piesă iconică semnată Harry Styles, Sign of the Times. Nu poate fi mai potrivit pentru ce urmează. Deci habar n-am avut despre ce o să vorbim. Ce frumos! Unul dintre marile cântece în viață. Superbe! Da, ce artist! Extraordinar! Da, incredibil! Extraordinar și într-o perioadă foarte creativă, așa. Și gândiți-vă că omul ăsta care are sub 30 de ani se va maturiza. Și când el zace o lume, adică aștept cu mare, mare interes. Cel puțin ăsta, ultimul album a fost wow, excepțional, da. Excepțional, da. Și este un cântec vechi de acum. Da. Sign of the Times. Altfel, să știți că s-au mărit salariile și sumele forfetare. Fiți atenți că e foarte interesant la cabinetele parlamentare, okay. Da. Că eu începeam să-și jubilei, știi, să măresc salariile. Să măresc salariile, să mărește salariul Cameliei, nu. 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 Nu se mărește, da? Nu se mărește, okay, nu. Bine, hai să vedem ale cui. Ale cui e, știi? Ale tale. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Există o decizie votată în unanimitate de către Parlament. Cum adică altfel, noi, da. Da. Bine, ei spun că au votat unanimitate pentru că există un fel de cutumă sau e o procedură așa care e aproape obligatorie. De ce zic asta? Deci, se măresc cheltuielile cu cabinetele parlamentare. Știți că parlamentarii, pe lângă indemnizațiile lor, că nici nu-mi iese cuvântul, au niște sume alocate pentru cabinetele parlamentare, da, care, mă rog, ele variază, dar să poate ajunge la sume importante de bani, că și vreo 17.500 de lei în momentul ăsta. Și ce se întâmplă? Care e situația? S-au mărit s-au mărit salariile minime pe economie, da? Da. Și asta înseamnă, acum am explicat de atâtea ori, că de câte ori se mărește salariul minim pe economie, salariile de la bugetar fiind legate de acest salariu minim cu ajutorul unor coeficienți pe care bugetarii îi primesc, dar în general la privat nu știm ce înseamnă că salariul negociat ăla e funcție de productivitatea fiecăruia, se duc în sus. Adică de câte ori se mărește salariul minim la o persoană care, da, muncește pe puțin bani în țara asta, trebuie să știți că salariile prin administrație la miniștrii ăștia se duc automat în sus cu niște sume mai mari. Ceea ce se întâmplă și acum, numai că la Parlament, ca să poți să faci treaba asta, trebuie să-ți aloci buget. În ce sens? Că sumele alea trebuie prevăzute undeva, adică să existe... Eu trebuie să clipesc un pic pentru că o să-mi iasă ochii din orbită, pur și simplu. Deci cum? Dacă se mărește salariul minim pe economie, automat cresc și... Da. Salariile multor bugetari, celor mai mulți, de fapt, sunt legate de... Am înțeles. Acest indicator, pentru că ei primesc salariul în ce sens? Cu un coeficient, da? Încerc să simplific, că acum o să mă critique foarte mulți care sunt experți. Încerc să simplific. De salariul unui om care lucrează acolo este salariul minim pe economie, ori acest coeficient care e trecut pe grila lui. 1,2, 1,3, 2,4. Cine știe cât are omul, că sunt de mii de calcule. Asta s-a întâmplat și aici. Deci sunt niște angajați la cabinetele parlamentare cărora li s-a mărit anvelopa acum salarială pentru că și lor li se trag salariile în sus. Și dacă li s-au tras în sus, trebuie să fie cu 25% mai mare anvelopa aia salarială. De aia Parlamentul a votat în unanimitate să fie un buget mai mare pentru cabinetele parlamentare pentru că îi obliga legea să-i plătească pe oamenii aia pe care i-au angajați ceva mai mult. Da? Unde-i șmecheria? Că întotdeauna e o șmecherie. Ei au sărit și au zis foarte repede: băi, stați un pic, că și oamenii de aici pleacă, că și oamenii de aici muncesc, adică cei de la cabinetele parlamentare, că trebuie și lor, că dreptate, că lege, că nu știu ce. Suma pe care o primesc ei este de 28.000 de lei, am zis eu o prostie mai devreme, deci 28.080 de lei pentru aceste cabinete și se mărește la 35.000 de lei. De ăștia 35.000 de lei, el poate să-și angajeze niște oameni. Și oamenii trage salariile în sus. Numai că aici e și o șmecherie. Parlamentarii, mâine poate la România în direct discutăm mai mult și o să vă explic mai pe larg, dar parlamentarii au o, nici nu știu cum să-i zic, se numește alocare, da? E o alocare, e o sumă forfetară pe care nu trebuie să o deconteze în totalitate. Adică le este pus la dispoziție o sumă de bani, respectiv astăzi 14.040 de lei și pe viitor 17.500 de lei pe lună.
pe care tu îi primești, Camelia, să zicem, dacă ești parlamentar, și nu trebuie să justifici dacă o cheltuiești integral decât jumate din ea. Deci în momentul ăsta, dacă tu iei 14.000 de lei pe cabinetul tău, poți să pui doar 7.000. Doar 7.000. Deci poți să pui asta pe lângă indemnizație, dar atenție, deci ăștia sunt niște bani de coșniță, cheltuieli, ceva, dragi laci. Și ei luat și 7.000 poți să-i cheltuiești și nu te întreabă nimeni ce ai făcut cu ei, nu știu. Ți-i dai ție, îți cumperi ce vrei tu, nu trebuie să-i justifici. Îi duci la mama acasă, tu îi mănânci. Serios? Da. Deci nu există chestia asta, da. Adică jumate din suma aia poți să nu aduci. Pentru cealaltă jumate, dacă ai cheltuit pentru el al 7.000 sau cum va fi de acum 8.500, da? Justific cheltuielile. Justific cheltuielile. Trebuie să ai chitanță. Ba, am luat benzină, am luat hârtie, am luat, nu știu, ce să mai poate lua. De 7.000 mi-am luat sucuri. Sucuri, da. Ți-ai luat sucuri, da. Bun. Și 7.000 justifici, 7.000 nu justifici, acum 8.500. E, deci, tehnic, suma asta de 8.500, care e un salariu bunicel în România, care e fără alte, fără indemnizație, să nu mă înțelegeți, fără diurnă, fără draci laci, ai cum ai un 8.500 și o bagi la teșcherea și nu trebuie să spui nimănui ce ai făcut cu ea. Păi, prieteni, aș vrea să zic un singur lucru. Ba, aveți dreptate, n-aveți dreptate, pe oamenii care muncesc acolo, că-s 2-3 angajați, unii ori fi buni, unii ori fi proști, alții ori fi neamuri, alții ori fi în conflict de interese, nu discut, că sunt niște oameni care duc și ei o muncă. Dar de ce poți tu în statul român, mâine poate să mergi la niște parlamentari, să faci treaba asta, să ai 8.500 de lei pe care să nu-i justifici? Mie, dacă Europa FM mi-ar da 8.500 de lei în mână, să, dar nu care exista ideea asta, știi? Eu ar trebui să vin cu chitanțe în dinți și pentru aerul pe care răsuflu de 8.500, pentru că fiecare om de aici și care a trecut printr-o companie privată se uită, dar pe ce i-ai dat banii? A, dar de ce ai pus atât de multă benzină? Dar ce ai mâncat în ziua aia? Dar unde ai stat? Dar ce ai făcut? Nu există în lumea asta o idee în care cineva să spună 8.500 de lei în mână din banii lui și să zică plimbă-te, mă, fă ce vrei. A, nu trebuie să juzi, nu vreau să știu. Bă, sunt 1.500 de euro, nu? Asta e sumă mare în România. Și ai 400 de oameni mai bine decât sunt ei, așa? Așa. Eu am tensiunea 8,5 de obicei, cred că am ajuns la 11. Da, sunt bine. Și ai niște oameni acolo și zici, bă, nu trebuie să vă dăm socoteală. Da, de ce? Eu nu zic că e mult, că e rău, că e bine, că nu știu ce, că eu plec de la chestiunea de bună credință. Că luați banii aia, că nu știu, trebuie să vă luați pantofi mai buni, că sunteți parlamentari, tot nu o să vă vadă lumea așa. Pune-ne, dar arată că nu e nicio rușine. Am primit 1.500 de lei și mi-am luat plovere de ei, că la mine în sat se apreciază ploverile alea, sau am citit eu niște cărți, sau mă duc eu cu niște unii, fac lobby pe o treabă, mă duc eu la niște restaurante, sau vreau să stau într-un hotel, eu nu sunt absurd, știi? Uh-huh. Să zic că n-aveți voie. Normal, ești parlamentar, doamnă, să te porți, ești tu, trai mai bun, nu? Da. Dar explică-mi, în limitele bunului simț, atât. Uite, am stat și eu la hotelul ăsta și nu știu ce. Cam asta e povestea. Ca să înțelegeți, diseară să vedeți pe la toate știrile, eu nu vreau să o tratez în mod populist, dar eu vreau să o tratez în mod echilibrat. Da? Dacă s-a mărit salariul minim și așa suntem de proști că avem legea asta care tot duce salariile în sus foarte bine, să li se dea oamenilor, e la mână de a dați înapoi responsabilitate. Da? Păi explic ce am făcut cu toți cei 17.000 de lei pe care îi primesc pe dai boj față de ceilalți bani pe care îi mai primesc. Vă explic de ce am angajat 3 oameni la cabinet și cine sunt ei și ce studii au și ce chestii de genul ăsta. Cum ar suna următoarea întrebare pentru mâine la România în direct? Care dintre voi a fost vreodată într-un cabinet parlamentar? A stat de vorbă cu parlamentarul lui? Știți cine e și ce problemă v-a rezolvat? Dacă ar fi interesantă dezbaterea asta. Da. Ăștia suntem, asta facem, treaba merge brici, bă da. Recunosc că sunt un pic invidios. Mi-a mai zis cineva când am vorbit de etichetele de vacanță. Da, e invidios, domnul Striblea. Bă, sunt un pic invidios. La 8.500 de lei pe care, dacă eu aș primi în fiecare lună 8.500 de lei și n-ar trebui să-i justific în niciun fel, realmente chiar aș fi un om bucuros. Adică aș zice... Tare fericit. Da, dați-mi și... Normal că sunt un pic invidios, că mă, și eu așa zic, bă, cum dracu. În fine, asta e țara, ăștia oamenii, asta să vrea, asta facem. Uite, cineva spune, sunteți într-o mare eroare. Conform legii 153 din 2017 a salarizării, toate salariile din administrație de stat sunt calculate la nivelul salariului minim din 2017. Da, știu că-s blocate. Știu că-s blocate.
Dar nu vă faceți griji că nu sunt blocate pe toate palierile și la toată lumea, că tocmai unele s-au deblocat. Știu ce ziceți, că alea de sus sunt blocate, da? Alea care au ajuns la nivel maxim de vechime și de încasare. Dar cele care au pornit de mai jos cresc și au tot crescut în ultimii ani. Și dacă vreți, vă demonstrez mâine cu tot cu anvelopă salarială. Căci lăsați că am trecut și noi pe acolo. Am văzut cum e. Da. Daună totală. Nu e daună, e bine. Pentru mine, e daună totală. Îți mulțumesc, Cătălin, dacă nu ați reușit să ascultați rațiunea zilei de la început, va fi disponibilă în scurt timp pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM.